în momentul de față statul român are nevoie de o reformă administrativă foarte profundă, care pornește pur și simplu de la, sau mă rog, un prim pas necesar este ca aceste concursuri și aceste angajări în sistemul de stat să se realizeze prin concurs, prin procese de selecție și concursuri pe bune. Asta este unul dintre cele, dintre marile minciuni cu care ne hrănim administrația. Adică, domne, se a fost angajat prin concurs, când în realitate, în foarte multe dintre ele, și noastră presa a semnalat deseori, concursurile sunt de fapt doar un exercițiu de corelat rubedenii, în care se știu subiecte dinainte, în concursul nu se dau pe bune. Cu cât vom reuși să facem, și acesta este un obiectiv al nostru, să facem concursurile mai deschise, mai reale și mai pe competență, cu atât această reformă va putea să înceapă să funcționeze. Vă vedeți în turul 2 cu Klaus Iohannis? Este un obiectiv pe care l-am asumat din momentul în care am acceptat această candidatură.